am revenit cu știri pe care nu le mai spun eu de data aceasta. Doamne, ce greu a fost! Bună dimineața din nou, Valentin! Bună dimineața din nou, Georgia! Avem un nou calup de știri minunat. Avem un scandal în Galați. Nu e de râs. Pe mine m-au ocolit știrile acestea. Eu am avut numai vești bune în această săptămână. Și mai am o știre care chiar e, mie mi se pare tristă. Știi bine incendiul din pandemie de la secția ATI din Piatra Neamț? Da. A fost unul dintre cele mai mari incendii din acel șir de incendii în spitale din timpul pandemiei. Nici acum acea secție nu a fost refăcută, să spunem. Iar spitalul apelează la oameni, la donații, ca să poată să refacă acele camere, acele paturi pentru secția de terapie intensivă, pentru că nu sunt bani, domne. Nu avem bani. Nu avem bani pentru foarte multe lucruri în țara asta. Se fac foarte multe chestii, că banii se cheltuie cumva pe ceva, însă pentru o secție ATI de la un spital care a ars, tot din vina cuiva, la urma urmei, cel mai probabil a statului, nu a fost nici acum refăcută. Dar vă și înveseles puțin pe final, vedem Casa Albă cum a fost ea decorată de sărbători. Una rece, una mai căluie, una caldă. Le vedem pe toate chiar acum. Clipe de coșmar într-un bar din Galați. Mai mulți bărbați s-au snopit în bătaie după ce un individ s-a așezat neinvitat la masa unor clienți. Aflat sub influența alcoolului, musafirul nepoftit a iscat un adevărat scandal printre cei veniți să petreacă la o aniversare. Iar asta nu e tot. Când spiritele s-au încins, agresorul a pulverizat cu spray lacrimogen și a amenințat cu cuțitul. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Așa a ales un bărbat din Galați să participe la o aniversare. Nepoftit și aflat în stare avansată de ebrietate, individul nu a avut nevoie de invitație ca să se așeze la masa unor clienți necunoscuți. Imediat cum s-a alăturat discuției, a început scandalul. Fără ca cineva să se aștepte la o asemenea reacție, bătăușul l-a lovit pe cel din stânga sa direct în față. Cei doi clienți nu au rămas indiferenți și au reacționat. În doar câteva clipe, cei doi bărbați l-au trântit la pământ pe cel ce voia să le strice petrecerea, iar încăperea s-a transformat într-un adevărat ring de box. Deși imobilizat și pus pe fugă de meseni, scandalagiul a băgat groaza printre cei prezenți. A scos un spray lacrimogen și a început să pulverizeze. O panică generală s-a instalat în încăpere, iar cei veniți să se relaxeze au dat buluc spre ușă de frica unei nenorociri, mai ales că agresorul, recidivist de altfel, era și înarmat cu un cuțit. Doar un bărbat a opus rezistență, fost polițist rutier. A rămas înăuntrul barului și a fost lovit până ce s-a prăbușit la podea. Totul a luat sfârșit abia după ce și-au făcut apariția oamenii legii chemați cu disperare de cei prezenți. Victima a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar agresorul în spatele gratiilor. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț face apel la solidaritate. Unitatea sanitară cere bani populației să reabiliteze secția de terapie intensivă la mai bine de 3 ani de la teribilul incendiu care a luat viața a 10 bolnavi de COVID. Iar locul în care pacienții ar fi trebuit să fie îngrijiți cu cea mai mare răspundere arată fix la fel ca după tragedie. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț solicită sprijinul cetățenilor pentru reabilitarea secției ATI. Deși distrusă acum mai bine de 3 ani de zile, șefii celei mai mari unități medicale din județ au început recent reparațiile, iar inițiativa nu le aparține angajaților statului, ci este demarată de o fundație pentru copii. Totul pentru a accelera procesul de refacere a secției, care în prezent arată exact la fel ca după incendiul nimicitor din 2020.
7 bărbați și 3 femei cu vârsta cuprinsă între 67 și 86 de ani și-au pierdut viața în această secție, iar ancheta procurorilor este departe de final. Nu au trecut nici 2 luni de când sigiliul pus de anchetatori pe ușa a fost ridicat, iar saltelele și obiectele arse, precum și urmele de fum de pe zidurile spitalului, încă amintesc de cumplita nenorocire care a luat viața a 10 pacienți. La acest moment, terapia intensivă funcționează într-un spital modular inaugurat tot din donații și sponsorizări. Urmează ca secția modulară să fie eliberată și mutată în noul spațiu reamenajat la finele lucrărilor, ceea ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor unde sunt tratați pacienții cu afecțiuni oncologice, a apreciat conducerea unității spitalicești. Capitala noastră devine tot mai aglomerată, iar traficul este greu de ocolit. Oamenii încearcă mereu să găsească metode pentru a ajunge mai repede la locul de muncă sau la școală. În acest context, un dezvoltator imobiliar din sectorul 3 al capitalei lansează un nou proiect de regenerare urbană. Noul concept vine în ajutorul bucureștenilor care își doresc să aibă la doar 15 minute distanță toate necesitățile. Orașul de 15 minute ar putea fi salvarea locuitorilor din capitală. Strategia, care are la bază dezvoltarea conceptului de planificare urbană, a fost fondată de către Ionuț Negoiță și reprezintă cel mai amplu proiect de regenerare urbană. Cu o suprafață de 180.000 de metri pătrați, va include 5.000 de locuințe și va găzdui o comunitate de peste 10.000 de oameni. Transformăm dintr-o platformă industrială, care a fost abandonat acum mult timp, într-un proiect amplu și de regenerare urbană mixed use. Ce înseamnă asta? Că vor fi, e o suprafață, proiectul pe o suprafață de 18 hectare, la o distanță de 600 de metri de metrou, adică bine poziționat din punct de vedere rezidențial, și pe care vom avea 5.000 de locuințe, o zonă comercială de 50.000 de metri, 55.000 de metri de spații verzi. Planul de dezvoltare a noului proiect are scopul de a oferi locuitorilor din zonă toate facilitățile de care au nevoie sub forma unui oraș. Mai mult, inițiatorii spun că pe parcursul a 10 ani, proiectul va avea multiple etape de dezvoltare. Apartamentele de la Hills Republica în prima parte a proiectului vor fi apartamente diverse, plecând de la o cameră, garsoniere, până la apartamente cu 3 camere. Suprafețe utile cuprinse între 37-38 de metri pătrați util și undeva la 75 de metri pătrați util. Acest concept de planificare urban nu este nou, ci are o vechime de aproape un secol. A fost relansat în spațiul public în ultimii ani de către urbanistul franco-columbian Carlos Moreno. Casa Albă s-a transformat într-una de poveste. Reședința președintelui american a fost decorată pentru sărbătorile de iarnă. Jill Biden a anunțat că tema de anul acesta invită oamenii să trăiască magia, minunea și bucuria sărbătorilor ca și cum ar fi copii. Pentru Crăciunul de anul acesta, la Casa Albă s-au folosit peste 3.400 de ornamente, aproape 5.000 de metri de panglică și 140.000 de luminițe. I hope that this experience has been as meaningful for you as it will for the thousands of visitors. And we've upped it this year. We're going to have like over 100,000, which is just amazing. În sala dedicată dinerilor de stat a fost montată o machetă a reședinței prezidențiale din turtă dulce, decorată cu peste 20 de kilograme de ciocolată. Prima doamnă a transmis că tema care a fost folosită pentru a decora Casa Albă anul acesta este inspirată din modul în care copiii trăiesc sezonul festiv. Superbe aceste imagini de la Casa Albă. Știu că toți ne dorim să ningă și să avem parte de sărbători de poveste, dar până atunci cred că fiecare dintre noi ne dorim ceva mai mult soare. Haideți să descoperim dacă ne aduce Romina veștile de care avem nevoie. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! Soarele este prezent în partea de sud-est a teritoriului, la munte ninge, așa cum deja ne-am obișnuit, deci în weekend putem să mergem să ne bucurăm de zăpadă, pentru că mai avem de așteptat în București până când va ninge. Așadar, astăzi cerul va fi variabil, cu norări, mai ales în timpul
zilei în regiunile intracarpatice și în cele nord-estice ale teritoriului. Local vor fi și precipitații slabe, iar în zonele joase și la munte va ninge, așadar vântul va sufla slab și moderat în prima parte a intervalului, în zonele montane, în sudul, în estul și parțial în centrul teritoriului va fi ceva mai activ, iar temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 grad și vor urca până la 11 grade Celsius pe litoral. Izolat se va forma și ceața asociată și cu chiciură, iar în capitală va fi vreme frumoasă, se arată soarele, așadar vântul va fi variabil vântul va sufla slab și moderat. Pe parcurs se va intensifica, rafalele vor atinge în general 35-45 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade Celsius. Mâine va fi mai frig, termometrele vor indica maxim 5 grade Celsius, va fi parțial înnorat, dar se mai arată soarele din când în când, iar poi mâine se încălzește din nou, valorile termice vor urca până la 12 grade Celsius, va fi o zi frumoasă cu soare. La munte astăzi cerul rămâne acoperit de nori și mai vin câteva ninsori slabe, trecătoare, iar vântul bate mai tare pe creste, în special în Carpații de Curbură, iar temperaturile scad față de ziua precedentă, așadar valorile termice vor fi cuprinse între 2 și 4 grade Celsius. Atât pentru moment, să aveți o zi minunată în continuare! Romina, îți mulțumim foarte, foarte mult. Dragilor, haideți să vorbim puțin și despre animăluțe. Ce trebuie să facem? Probabil primul lucru, după ce ne-am luat un cățel sau o pisică, fie că am cumpărat, fie că am adoptat, mergem la un pet shop. Da? O dată ce am ajuns acolo, dacă este pisică, probabil ne trebuie o litieră și ceva nisip. Dacă este cățel, probabil printre primele lucruri pe care le cumpărăm se află lesa. Însă, totuși, ajungem în fața unor rafturi așa mari și înalte, cu 800 de milioane de tipuri de mâncare. Și nu știm ce ar trebui să cumpărăm pentru animalul nostru. Unele sunt cu vită, altele sunt cu somon, altele sunt cu pui, altele sunt cu legume. Și habar nu avem ce s-ar potrivi cățelului sau pisicii noastre. Norocul meu în această dimineață este că l-am pe Alexandru Buzdea, alături de mine în platou, medic veterinar. Bună dimineața! Bună dimineața! Și nu a venit singur! A venit cu prietenul meu, cu domnul Paciu. El e tot timpul cu mine, așa că obișnuiți-vă cu el, o să fie tot timpul aici când sunt și eu. El ce mănâncă? Acum? Nu spunem. Și acum, acum v-a furat un covric de la voi cu măsline. În general, el mănâncă hrană uscată, cel puțin acum cât este mic, folosim o hrană uscată din gama premium, pentru că o astfel de hrană este echilibrată în așa fel încât să-i asigure tot ce trebuie pentru o dezvoltare normală. Absolut, putem să mergem și cu hrănuri făcute în casă, preparate de noi, dar este mult mai greu de echilibrat o astfel de hrană în raport cu o hrană din aceasta industrială. Iar noi cum suntem toată ziua la muncă, probabil nici nu avem timp să gătim suficient câtă nevoie ar avea animăluțul. Exact. Să zicem că mi-ar permite timpul și în viitor plănuiesc să-i diversific meniul și acum mai mănâncă și alte lucruri, îi mai fac bucățele de carne, îi mai dau bucățele de legume, fie crude, fie făcute un pic în tigaie, dar 95% din hrana pe care o primește este cea uscată. În felul ăsta știu că primește tot ce trebuie pentru o dezvoltare normală. Hrana uscată însemnând bobițe. Bobițe, exact. Cum le alegem? Eu recomand să luați o hrană din gama premium. În general, acestea sunt destul de bine echilibrate. Puteți să faceți și un minim de cercetări pe internet în privința brandurilor și modul în care își procesează fiecare hrana. În general, diferențele între tipurile de hrană, când vorbim de categoria bună de hrană, nu sunt foarte mari și se rezumă la câteva ingrediente. Ale noastre au puiul mai vesel, al vostru e mai puțin vesel, al nostru are mai multe cereale, al celălalt are mai puține. Dar în general toate sunt destul de bine echilibrate. Și apoi mai intervine un factor foarte important. Noi am încercat la început două tipuri de mâncare. L-am ales pe cel de-al doilea într-un final. Și asta a ținut de preferința lui și de cum vedeam eu că se simte după ce mănâncă, cum arată fecalele după ce a mâncat, dacă tot timpul au o consistență normală și este regulat ceea ce face. Și atunci am mers pe varianta a doua și lui îi plăceau mai mult și caca când iese pe partea cealaltă arăta mai bine. Cred că este foarte important să alegem, cum ai spus, hrană premium pentru animalul nostru, fie că vorbim despre câini sau pisici, pentru că dacă intrăm într-un supermarket oarecare, vom găsi și la 10 lei o pungă de nu știu câte kilograme cu bobițe pentru căței.
Exact. Cu ce? E, cu pui. Și ce mai au pe acolo? E, nici nu mai contează. E cu pui, e 10 lei, este ieftină și cred că este foarte periculoasă totodată. Nu este foarte periculoasă, dar și aceea este făcută pentru a fi tolerată și este echilibrată prin aditivare cu tot felul de vitamine și minerale, astfel încât să fie o hrană completă, însă este mai slab calitativă în raport cu o hrană din grama premium și asta, de asta vorbim de cacat. Când vorbim de mâncare, vorbim și de fecale de cele mai multe ori. Pentru că urmărim tot timpul ce introducem pe o parte, cum iese pe partea cealaltă. Ideal este să asimileze o proporție cât mai mare din ceea ce mănâncă, fecalele să arate tot timpul bine formate, să nu avem scaune diareice sau cu mucilagiul la final și să nu avem o cantitate enormă de fecale în raport cu ceea ce a mâncat cățelul nostru. Și eu asta urmăresc, de exemplu, o hrană de bună calitate, o să vedem că animăluțul nostru face o cantitate mică de caca, pentru că materia uscată, umplutura de acolo, este destul de redusă cantitativ. Față de o hrană mai puțin, cu un preț ceva mai mic sau de o calitate un pic mai joasă, o să vedem că raportul între cât intră în cățel și cât iese pe partea cealaltă este aproximativ la fel. Îi dăm un munte de mâncare, face un munte de resturi. Cum negociem cu animăluțul nostru hrana umedă? Pentru că la mine, cel puțin dacă vorbim de pisici, doar am scos plicul și dacă am făcut de două ore așa cu el, sunt în stare să stea și în coadă doar ca să-l primească. Adică am citit mai multe păreri, unele persoane de pe internet, cel puțin persoane neavizate, la fel ca și mine, spun că este ok și hrana umedă, altele spun că este un pic mai asemănătoare cu fast food-ul la oameni. La fel, contează foarte mult tipul de hrană pe care îl iei, pentru că, da, într-adevăr, poți cumpăra o hrană umedă de proastă calitate și, da, e echivalentul a mâncat crembuș toată ziua. Însă o hrană umedă de bună calitate nu are niciun dezavantaj față de hrana uscată, în afară de cel financiar. O să te coste întotdeauna mai mult hrana umedă decât cea uscată. Și singurul dezavantaj ăsta este din punct de vedere financiar. În rest, pentru animal, nu face niciun fel de diferență. Poate mânca, un animalus poate mânca hrană umedă o viață întreagă fără niciun fel de problemă, nu îi determină niciun fel de probleme, nu ar trebui să modifice consistența scaunului când iese pe partea cealaltă. Și noi, dacă mâncăm o supă, nu ieșim cu lichid după, în mod normal, organismul ar trebui să funcționeze perfect, să asimileze ceea ce este acolo, fecalele să arate normal. Așa că putem da hrană umedă, putem să facem un echilibru, să fie jumătate din masă uscată și jumătate umedă, sau o masă uscată, o masă... Ce vrei? Și o masă umedă, nu se întâmplă absolut nimic, putem să-i hrănim așa fără niciun fel de problemă. Diferența majoră între hrana umedă și cea uscată este cantitatea de apă. În general, dacă luăm același tip de hrană de la un producător, să zicem că luăm un papi din brandul lui, și hrana uscată și hrana umedă au cam aceeași compoziție. Diferența majoră este în cantitatea de apă. Hrana uscată este foarte deshidratată, în felul ăsta are rezistență mare în timp. Hrana umedă are o cantitate mai mare de apă, nu o putem lăsa deschisă la temperatura camerei pentru că se va strica. Și atunci sunt în conserve, am desfăcut, am pus-o la frigider, o poate mânca fără niciun fel de probleme. Cât de des se pot schimba bobițele? Și mă refer și la câini și la pisici. Ar fi bine o dată ce am găsit un produs care este și calitativ și este și plăcut pentru animalul nostru să-l ținem a la lung, o perioadă mai mare de timp? Poate fi ținut așa. Vine și cu avantaje și cu dezavantaje. Am găsit hrana potrivită, nu mai îmi bat capul, nu mai fac experimente cu cățelul meu să încerc ce-i place, ce nu-i place și poate declanșez niște probleme. Cam la asta se rezumă. În rest, putem schimba din când în când, adică animăluțul nostru tolerează schimbările de hrană fără niciun fel de problemă, putem varia, nu e nimic greșit în asta, nu există o unitate de timp în care să faci aceste schimburi. Ce e important, în schimb, este atunci când facem trecerea de la o hrană la alta, să facem tretat amestecând câte puțin din hrana nouă în hrana veche și schimbând ușor-ușor raportul până avem din ce în ce mai mult din hrana nouă și mai puțin din hrana veche. Deci o săptămână ar fi decent pentru un astfel de schimb de hrană. Chiar vreau să te întreb cum putem să lucrăm cu animăluțele care sunt puțin mai mofturoase. Odată ce li s-a schimbat hrana, am auzit la căței, am auzit la pisici treaba asta, pur și simplu nu se mai atinge de bol, face greva foamei. Și până la urmă stăpânul se panichează și cedează acestei presiuni psihologice și pune ok, îți dau din nou pliculeț, altceva nu vrei.
De cele mai multe ori este un obicei pe care îl creăm noi. Majoritatea animăluțelor care stau în casă sunt hrănite un pic mai mult decât ar trebui și sunt majoritatea supraponderale. Și atunci nu prea au senzația de foame în permanență. Și în felul ăsta își permit să aștepte suficient de mult până primesc ceea ce își doresc. Și asta ține doar de noi, dacă noi avem o igienă a alimentației, se numește, un program pe care îl respectăm. Dacă nu ți-ai mâncat mâncarea, asta este treaba ta, trebuie să fim noi un pic puternici pentru ei, astfel încât atunci când vrem să facem o schimbare, să o putem face ușor, să nu cedăm la cererile lor. În ceea ce privește proporția, cantitatea de hrană, dacă noi știm și am calculat-o bine și s-a terminat bolul și am mâncat porția practic pe ziua de astăzi, dar îl auzim de acolo de unde are bolul, din hol sau din balcon sau unde l-am pus, că merge și dă cu lăbuța și mai vrea. Gândește-te. Și plânge. Da. Este un comportament pe care tot noi îl educăm. Jobul lor în viața de zi cu zi este să-și obțină hrana. Și atunci vor exploata orice fel de mod pe care îl descoperă de a obține hrană. Dacă ei învață că dacă fac suficient de mult scandal, dacă mă agit suficient de mult, dacă mă apuc și sap sau arunc cu castronul în sus, cineva vine și îmi dă mâncare, va face chestia asta de fiecare dată când va avea să obțină mâncare și o să ne scoată din minți cu asta. Este un comportament pe care ei îl învață, cum ziceam. Învață că ceva îi ajută să obțină mâncare și folosesc asta în mod repetitiv pentru a obține, pentru a-și face jobul. Și ne manipulează în felul acesta. Exact. Noi spunem, drăguț. Imediat vine tata și spune vovițe. Avem un client și prieten care are un cățeluș mic de care este foarte atașat. Este un domn mai în vârstă. Cățelul este tot ceva de talie mică. Iar la un moment dat a dezvoltat un obicei. Noaptea, la 3-4 noaptea, se ducea și începea și lovea în timp ce dormea, îi lovea cu laba în cap, până nu se trezea să se ducă să-i pună câteva bobițe, nu se potolea. A durat câteva luni de zile, a fost un pic de stres și un pic de efort din partea lor să reziste tentației de a-i da, dar după 2-3 săptămâni în care au lucrat la acest lucru, cățelul s-a dezvățat de obicei. Deci ei încearcă tot timpul să găsească metode din ce în ce mai ingenioase pentru a-și obține hrana. Cât timp noi cedăm la asta, le dezvoltăm comportamentul și îl încurajăm. Iar datoria educației este la noi. Îți mulțumim foarte mult, Alexandru, pentru toate aceste informații. Cred că e foarte important să știm cum să ne hrănim animalele. Probabil că este printre cele mai importante lucruri care le decide sănătatea la finalul zilei. Și îți mulțumim foarte mult. Te ajutăm cu drag. Mulțumesc și eu. Vă așteptăm cu drag pe amândoi. Dragilor, haideți să mergem și în direcția horoscopului puțin, pentru că vreau să mă joc cu pacea în cele ce urmează. Bună dimineața! Berbecii vor avea parte de multe discuții intelectuale. Au șansa să își pună în valoare cunoștințele și se pot specializa în domeniul profesional în care activează. Taurii se confruntă cu situații delicate în sfera financiară. Soluțiile găsite pe moment nu vor rezolva problema principală, doar vor aduce un moment de respiro. Geminii se concentrează pe problemele personale, simt nevoia să se relaxeze mai mult și să facă niște activități mai puțin solicitante. Racii trebuie să se îngrijească mai mult de sănătate. Anumite afecțiuni pe care le-au ignorat se pot agrava. Leii trăiesc stări contradictorii. Trebuie să înțeleagă că nu este momentul pentru a lua decizii definitive. Fecioarele au nevoie astăzi de multă luciditate și claritate pentru a face față atât problemelor personale cât și celor profesionale. Balanțele se află pe nisipuri mișcătoare. Conjunctura astrală le creează multă confuzie și indisponibilitate. Scorpionii trebuie să tranșeze problemele pe care le întâmpină în sfera financiară. Speculațiile de moment nu îi vor ajuta în acest demers. Săgetătorii sunt puși în situația de a lua o decizie cu privire la relația de iubire pe care o au. Sunt tentați să neglijeze anumite aspecte în acest sens. Capricornii s-ar putea să plece într-o călătorie scurtă, neprevăzută, în interes de serviciu. Au șanse mari să finalizeze un proiect în care au investit mult timp. Vărsătorii au o zi favorabilă în ceea ce privește comunicarea. În plan sentimental, au ocazia să iau o decizie care să le aducă beneficii pe termen lung. Peștii primesc vești care le pot da peste cap programul. Este bine să profite de ocazie și să ia lucrurile așa cum vin.
Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Nu știu exact ce i-a spus Olivia lui Valentin, dar aparent din vacanță în vacanță o tot ține. Da. Că pleci la munte? Da. Mâine. Mâine după emisie. Opa, gata, luăm aripioarele din nou și zburăm către munte. Dar mă întorc sâmbătă. Mă întorc sâmbătă ca să nu prind aglomerația de duminică. Câte cafele bei în răstimpul ăsta? Câte o să beau de acum până sâmbătă, până sau sâmbătă, de acum până mâine când plec, sau de acum până când, că este foarte... Asta te-am întrebat, de ce nu ești atent la mine? Astăzi n-am băut cafea. Și mâine? O să beau cel mai probabil una sau două astăzi. Okay. Și mâine cel mai probabil tot una sau două. Eu, în general, spun sincer, nu mă pricep la cafea. Eu ce fel de cafea am primesc? În locul în care... Da, ce fel de cafea atent, primesc? Ce fel de cafea îmi fac eu dimineața la aparat, din aia bea și el, că tot timpul îmi spune, fă-ți tu, surorii mea, și dă-mi și mie puțină. Păi da, dar ca să vezi, ca să nu mai fac risipă, să mai consum o cafea întreagă, îmi pui și mie aici într-o... Măi, îmi scoți ochii pentru două guri de cafea? A, n-am zis asta, am zis doar că tu nu știi ce cafea bei. Dar tu știi ce cafea bei aici? Ce cafea ai băut de dimineața aia, spune-mi? Măcinată proaspăt. Dar corect și neagră, era și neagră la culoare, corect, da, asta e adevărat. Eu nu știu, de exemplu, care e diferența între arabică și robusta. Nu știu nici eu. N-am nicio idee. Chiar sunt curioasă să aflăm. Păi să aflăm amândoi, că tot o bem în fiecare zi. Pe planetă există peste 100 de specii de plante de cafea. Pentru cunoscători, pe ambalajele de cafea sunt inscripționate 100% arabica, robusta sau blend amestec. Arabica și robusta sunt doar două dintre ele, cele mai cultivate, prin urmare și cele mai cunoscute. Diferențele dintre aceste cafele sunt destul de mari. Arborii de cafea arabica cresc la altitudini mari, între 600 și 2000 de metri, fiind mai pretențioși la condiții nefavorabile și factori dăunători și totodată mai greu de cultivat, în timp ce robusta se cultivă la altitudine cuprinsă între 0-800 de metri, are un randament mai bun și necesită costuri de producție mai mici. Ca producție însă, arabica reprezintă peste 75% din producția mondială de cafea, în timp ce robusta doar 25%. Brazilia este țara cu cea mai mare producție de cafea arabica, în timp ce supremația în producția de cafea robusta îi aparține Vietnamului. Forma cafelei arabica este ovală, iar la robusta forma este rotundă. Aceasta din urmă conține mult mai multă cafeină decât arabica, care poate ajunge până la 2,7%, în timp ce arabica atinge un maxim de 1,5%. Boabele de arabica conțin cu 60% mai multe lipide și aproape dublu cantitatea de zaharuri naturale față de boabele de robusta, această diferență afectând gustul cafelei din ceașcă, potrivit delsolcafe.ro. Totuși, ca popularitate, cafeaua arabica este mult mai cunoscută pentru gustul ei aromat dulce, preluând diferitele arome din solurile specifice regiunilor în care este cultivată, America de Sud, Africa, India sau Indonezia. Robusta are un gust mai acid și amar, fiind destinată consumatorilor ce doresc o cafea intensă, din același motiv fiind și sursa principală pentru cafeaua instant. Cafeaua arabica, datorită conținutului mare de zaharuri naturale, are un gust aromat, dulce, fructat, preluând diferitele arome din solurile specifice regiunilor în care este cultivată, America de Sud, Africa, India sau Indonezia. Arabica este specia de cafea ce a dezvoltat o paletă de peste 850 de arome în comparație cu vinul, care are undeva la 200 de arome, motiv pentru care este singura specie de cafea folosită la competițiile mondiale. Mai bine decât o cafea bună, eu zic că ne-ar trezi o melodie bună pe care vă invit să o descoperim chiar acum, în această dimineață, și bineînțeles să o redescoperim pe Letiția Moisescu. Ea vine să povestească alături de noi imediat ce ascultăm noi melodia Lasă-mă să te iubesc. Și am
lângă tine, vreau să mă trezesc. Dacă ai și o cafea bună, cu atât mai bine. Bună dimineața, Leti, bine ai revenit. Bună dimineața, bine m-am regăsit, dragilor. După cum spuneai, zic, măi, mi-ai făcut așa o introducere perfectă, că eu sunt o cafe-njoaică adevărată. Până să funcționez prima cafea, primul lucru, la expresor, mă duc acasă, beau cafeluța, plec cu copiii, mă întorc, mai beau din ea, mai beau încă una, mai beau una pe drum. Dacă vin la televiziune, beau și la voi, mă întorc acasă, mai beau încă una și până când se face seara, pot să mai beau încă două. Fantastic. Îmi spuneai că te și odihnești, că n-ai probleme cu somnul. Da. Oh, păi da, la mine nu. Eu dacă mă pun așa în funcție și stau puțin relaxată, pot să și adorm, dragi telespectatori, că așa e cu trei copii, dar nu trăim să dormim. Trei copii ai, uite, asta nu știam despre tine. Știam da. Că ai copii mulți, dar nu știam că trei. Avem doi băieți gemeni și o fetiță, eu cu soțul meu. Băieții o să facă anul viitor în martie 3 anișori și fiica noastră o să facă în ianuarie 4 anișori. Cum e cu gemeni? E obositor? Măi, e foarte solicitant, îți dai seama, și mai ales că sunt trei și la un interval atât de scurt, da, un an de zile între ei, dar acum au crescut. Te înțelegi cu ei acum? Ce a fost greu a trecut. Uh-huh. Dar, într-adevăr, primii doi ani sunt o încercare, cred că pentru fiecare cuplu, fiecare familie, și mai ales când vine vorba și de trei, nu de unul, nu de doi, ci de trei, știi? Dar sunt convinsă că mai sunt cei de acasă care au și 4 și 5, așa că nu am voie să comentez. În altă ordine de idei, este foarte frumos, pentru că ei se joacă, se antrenează. Spre exemplu, au mai fost situații când poate Daina, fetița, a fost bolnavă, a rămas acasă și au plecat băieții de la creșă și s-a simțit că se plictisește, ea e obișnuită cu ei, zice, mami, joacă-te cu mine. Păi ce să mă joc? Eu mă joc, dar cât să mă joc? Eu nu sunt nici fratitul, nici fratitul, știi, nici la nici așa. E frumos, acum merg pe piciorușe, am scăpat de Pampers, ce să mai, nu mai avem cu laptele, suntem mari. Cum negociezi cu viața de familie și viața profesională astfel încât să ai timp, uite, să lansezi melodii noi? Cum te descurci? Măi, este destul de greu, dacă mă întrebi. Aș minți să spun că, va, e totul perfect și nu. E greu să te împarți, să fii și omul de scenă și să fii și omul de familie, cu îngăduință și din partea familiei și a soțului, că până la urmă și el stă în spatele meu în tot ceea ce ține de mine și nu e chiar simplu. E greu să stai lângă un artist. Eu sunt un om ok, dar am și eu apucăturile mele, știi? Și câteodată trebuie să mă las în lumea mea, o mai razna, mai țip, mai ca fiecare om, că așa funcționăm. Dar când vezi și roadele, atunci mai zici, bă, s-a meritat, știi? Ori nu poți să te oprești dintr-un mers în care ești angrenat de atâția ani și să zici, ok, ce să fac de mâine? Și atunci e ca mersul pe bicicletă și totodată muzica e un virus, da? De care nu ai cum să scapi, mai ales când și asta am studiat, ce pot eu să fac, muzica e clar în prim plan. Și așa a luat naștere și piesa asta, Lasă-mă să te iubesc, e și din viața noastră, a mea și a soțului meu și cred că a fiecăruia, pentru că iubirea este un lucru de preț, să fie armonie, să fie înțelegere. Acum știi cum e, în fiecare cuplu sau în viață întâmpin tot felul de situații, dar important e să treci peste. Și așa am gândit-o. Să te trezești lângă el și să-ți amintești de ce l-ai ales. Exact, pentru că nu este totul numai miere și lapte, asta e viața cu bune și cu rele, dar mai ales că acum vin și sărbătorile, am zis că este un moment oportun de a lansa o piesă de dragoste și dinamică, alături de Tarafe Emil Poche, un coleg drag mie, ne știm de foarte mulți ani și am ajuns într-un final să facem și o piesă împreună, că ne tot doream, dar timpul nu ne permitea. Textul este scris de Jenny Nicolau și mulțumesc, fia mie prietenă și este un om care scrie foarte bine. Este primul meu text, sau nu al doilea, că mai am un text scris alături de nașul meu, Constantin Măgureanu, avem un duet foarte amuzant. Și uite așa a luat naștere acest hit, îi spun eu, va prinde, sunt convinsă, pentru că văd deja cei de acasă sunt foarte încântați de piesă, de armoniile muzicale și cât și textul, știi? Uh-huh. Și așa am venit în întâmpinarea voastră de sărbători cu piesa asta veselă. Și uite, și cumva înainte de 1 decembrie. Eu cred că românului îi place să petreacă așa. Da. Știu că de 1 decembrie se poartă, e normal să fie melodiile noastre patriotice, că până la urmă suntem români și să nu uităm că avem cu ce ne lăuda, har Domnului, suntem destul de deștepți și țară frumoasă. Mai avem de lucrat la altele, dar asta este o altă discuție, o discutăm în altă dimineață. Și atunci am zis, de ce nu, uite, venim cu Lasă-mă să te iubesc, poți să spui că îți iubești și țara, îți iubești aproapele, îți iubești iubitul, îți iubești familia, îți iubești tatăl, nu știu, sub orice formă. E universală iubirea până la urmă. Exact. Și am zis, da, de ce nu? Eu sunt un om mai dinamic, îmi place să scot piese mai vesele, rare ori o să mă vedeți pe mine cântând ceva mai trist. Nu-mi place să mă duc în zona asta, nu că n-aș îndrăgi genul ăsta muzical, că are rostul lui,
Dar trăim în niște vremuri atât de tulburi și atât de triste, încât dacă ne mai întristăm și muzical, nu știu încotro. Și atunci mai bine să ne încălzim psihicul, muzical vorbind, în direcția pozitivă. Eu cred că nici numărul de cafele nu-ți permite să fii parte da. Dintr-o melodie mai tristă. Să știi, într-adevăr. Trebuie bine. Să-ți consumi energia asta toată. Corect. Mulți dintre telespectatori mă cunosc și oamenii și cei care mă urmăresc și eurovizioanele mele și concursurile mele pe care le am la activ. Mă cunosc ca omul de scenă, Letizia Moisescu, artistul dinamic, știi? Eu sunt un om de petrecere și la evenimentele private, când merg, lumea așa mă percepe. Când și bluzuri, dar eu dau tot ce pot acolo când vine vorba de dans, de balans cu ei, să fiu... Crede-mă că după o nuntă eu nu mai am suflu, adică acolo mi-am pus tot ce s-a putut. Pentru fiecare în parte. Cred că așa e magia artistului până la urmă. Asta înseamnă să fii un artist adevărat, să știi de ce te duci acolo la eveniment alături de oameni. Nu trebuie să cântăm doar pentru bani. Este foarte important să cânti cu sufletul. Și în momentul în care alegi să fii un om de scenă, să te gândești de 10 ori de ce ai ales asta, sau să nu o faci dacă ești împins din spate când ești copil de către părinți sau nu. Să te gândești foarte bine, mai ales când crești că poți să alegi. Când ești copil e de înțeles, da? Că nu e decizia ta în totalitate. Când ai ajuns la o maturitate, să știi clar dacă îți dorești să faci asta, pentru că a fi artist, acum nu o spun că mă plâng, dar nu este ușor. Trebuie să te dedici, trebuie să oferi și trebuie să fii conștient că viața ta este împărțită cu cei de acasă. Tu nu ai viața ta doar a ta, tu ești a publicului în primul rând și în momentul în care ți-ai asumat asta, I'm sorry, excuse me, cum se spune, da? Trebuie să știi ce ți-ai asumat. Adică omul de scenă are niște plusuri, dar și minusuri. Vreunul dintre cei trei copii ai tăi te moștenește? Sunt curioasă. Ai început să prinzi așa triluri din zbor? Băi, toți trei cântă. Au! Culmea, ai să râzi, da? Chiar alaltăieri noapte mama soacră l-auzea pe Sasha. Sasha este primul geamăn scos de burtica mea, că eu am născut cu cezariană, Vlad al doilea. Și Dăinuța, evident, cântă, ea merge și la dansuri, deja a luat și premii. Și Sasha cânta mai alaltăieri foarte mult. Wheels on the Bus, cred că este preferata lui, în engleză. Și cânta, și cânta de mama focul. Deci el seara are o chestie, nu vrea să adoarmă până când nu-și face el programul. El cred că se vede pe scenă, nu știu, cântă. Da, ei mă văd tot timpul pe unde merg, când se poate, evident, dacă sunt acasă și sunt foarte încântați și încep și ei și cântă și ne arată ce știu și ei. Da, păi, au dacă talent. Atunci când erai însărcinată, eu i-fi dus pe la spectacole și o i-fi cântat cu ei în brutică, îți dai seama când au ieșit, știau deja ce au de făcut. Într-adevăr, Daina a cântat până în ultima zi, mie mi s-a rupt apa pe scenă. Fantastic! Uite, da. Revin-o, te rog, și povestește-mă despre treaba asta. De pe scenă am plecat, cântam, m-am oprit din program, am simțit că trebuie să merg la toaletă, n-am ajuns până la toaletă și am simțit că s-a produs fenomenul. Și am zis, strigam după soțul meu, vino, vino, el nu auzea ce zic, hai, hai, nasc. Adică, da, aveam tendința să mă duc tot spre toaletă pentru că sunt niște simțuri incontrolabile atunci. Și mi-aduc aminte că tipau la mine niște colege, nu te pune pe toaletă, că nu e ok. Păi zic, da, dar eu trebuie să fac, nu, zice, ai doar senzația, nu, e ok, haide că trebuie să mergi la spital. Și intri așa într-o stare adrenalina, vreo câteva ore, nu te doare nimic, știi? Și eu tot râdeam și soțul meu nu știa cum să conducă mai tare și vreau mergea pe roșu și zic, dar nu te mai grăbi, domne, că e timp. Și oh, nu, ce naști, adică era o fază, o situație foarte Vreau amuzantă. Să revii, Letizia, pentru că eu cred că este o poveste super frumoasă. Da, și este. Abia aștept să te revăd. Îți mulțumesc tare mult că ai venit cu dragul și mi-ai adus această melodie super veselă și colorată. O facem virală, dragii mei, lasă-mă deci să te iubesc. Deci intrați pe YouTube, lasă-mă să te iubesc, căutați. Letizia Moisescu, Taraful Emil Poche. Ascultați, învățați până la 1 decembrie aveți. Mulțumim tare, tare mult, Letizia. Cu drag și eu mulțumesc. Așa am hotărât să închem noi emisiunea de astăzi cu cântec, cu voie bună, pentru că suntem în prag de sărbătoare. Mâine dimineața ne revedem de la 10, așa că fiți cu ochii pe noi. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.